din combustibil, tu poți să-ți plătești mașina și la final, teoretic, rămâi cu mașina. Da, da. Mi-au dat mașină de schimb. Și ce mi-au dat cei de la Volkswagen, mi-au dat un voucher de 10 lei la Speed Taxi. Mașina și încoasă în ultimul hat. Și mă așteptam, după ce m-am ținut atâta, bă, măcar spălat o să iau. Nu. Nici atât. Asta... Plastic de... Cea mai, cea mai înaltă calitate. De dubă, direct. Cea mai înaltă calitate. Salutare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi suntem la Alba Iulia și vă ofer un material despre mașinile electrice. Un material foarte interesant, dar înainte să dăm drumul materialului, te invit să îmi lași în comentarii ce ai prefera. O mașină electrică sau un Mustang benzină 5 litri. Cât cai are, Dodo? De 527 de cai. Sunt foarte curios, aștept părerea voastră. Ca de obicei, vă las în descriere link spre școala de șoferi online și voucher de reducere la orice raport car vertical dacă te interesează să-ți achiziționezi o mașină. Acestea fiind spuse, hai să dăm drumul materialului, pentru că este un material foarte tare dacă te gândești să mergi într-o direcție electrică. Salutare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi facem un material cu o mașină foarte interesantă, sincer să fiu. Până să dăm drumul materialului, am avut câteva discuții. Eu știți că nu prea sunt neapărat un fan al mașinilor electrice, dar astăzi avem un invitat special ce mi-a oferit câteva aspecte ce oarecum mi-au schimbat puțin percepția despre mașini electrice, în general când vorbim despre partea financiară. Da, ca să înțelegem mai bine, în cadrul materialului de astăzi o să povestim toate informațiile pe care le-ai avea nevoie dacă te gândești la o mașină electrică, dar povestim mai multe cu invitatul nostru special. Te invit să te prezint și să ne spui în ce mașină ne-am urcat. Salut, eu sunt Rareș și ne aflăm într-un Volkswagen e-up 2020. Asta înseamnă că anul trecut a fost achiziționată mașina? Anul trecut, în martie. Și vreau să-mi povestești până la momentul actual ce experiențe ai avut strict din punct de vedere a încărcării. Pentru că eu, dacă mă gândesc la o mașină electrică, primul lucru pe care l-am în creier e că dacă vreau să plec undeva, este practic imposibil. Cel puțin e-Golf-ul pe care l-am avut eu, clar asta era marea lui problemă, nu puteai să pleci cu ea din oraș. Ai plecat vreodată cu ea din oraș sau strict mașina asta o folosiți pentru oraș, utilizare în oraș? Am luat-o fix de oraș, fix și fix de oraș, maxim s-a mers cu ea undeva Snagov, Bragadiru, foarte aproape. Asta înseamnă că mai aveți încă o mașină pe lângă da, ea. Da, da, da. Deci asta e a doua mașină care e utilizată strict de oraș. Da, da. Asta înseamnă că teoretic asta e varianta ideală când vorbim despre mașinile electrice, pentru că oarecum în momentul în care v-ați achiziționat-o, probabil v-ați asumat ideea că nu e o mașină utilizabilă în afara orașului. Da, cel puțin la range-ul ăsta, mașina are un range vara în condiții ideale de 330 de km. Extraordinar de mult din punctul de vedere, adică și e dublu cât da, de Golf-ul meu. Da, și sunt cam reale, adică dacă mergi frumos cu ea, cam atâta faci. Dacă câți kilovați are? Bateria 36,8, din care usable undeva la 32, că își păstrează o marjă mică în caz că rămâi în pană, să ai o avarie, să chestii de gen. Corect. Și iarna la minus grade, minus 5, să zic, ai cam 170-180 de kilometri. Băi, cu mi se pare încălzirea scaune pornită, cu căldura pe 22, adică și-i faci, și pe aia îi faci. Asta înseamnă că din punct de vedere a evoluției, când vorbim despre Volkswagen, în ultimul timp au făcut pași mari înainte. Pentru că dacă îl compar clar cu e-Golf-ul, din toate punctele de vedere mi se pare mai fain asta. Adică mi se pare interiorul, mi se pare mai frumos la asta. Primul sentiment pe care l-am avut mi-a dat un sentiment de 2020, în afară de faptul că probabil nu are display în ceasuri. Da, și nici nu avea opțiune pentru display. Nu cred că ar avea sens, teoretic, probabil. 2020, puteam să pună. Da. Știi? Hai să o luăm în partea cealaltă, câți bani costă mașina? Mașina în variantă de bază, vorbim fără primă de la stat, fără nimic, e 23.000. De la asta pleci, da. 23.000. Da. Dacă facem o paralelă cu Spring, Spring-ul pleacă de la 18.200, dacă nu greșesc, TVA inclus. 18.200. Da, de menționat faptul că aceeași mașină, Skoda Citygo, fix aceeași mașină, pleacă de la 20.000 cu TVA inclus. Și câți cai are asta? 83. La fel și Skoda? 83. Aceeași mașină. Asta înseamnă că, teoretic vorbind, dacă ești dispus să mai plătești încă 2000 de euro
față de Dacia Spring. Pentru cine nu știe, Dacia, nu știu că zis, are 45 de cai. Vă pun acum un videoclip să înțelegeți cam cât de tare accelerează Dacia Spring. Pare super mega super mega lente. Da. Dar dacă ești dispus să treci peste asta, probabil este o variantă plauzibilă. Hai să înțelegem din punct de vedere a primelor de la stat. Câți bani ai putut tu să scazi din 23.000, ai zis? Asta 26. 26. Uh-huh. Cât te-ai putut duce în jos? Deci statul nu îți oferă 10.000 de euro. De ce? Pentru că prima este în lei. Sunt 445.000 de lei. 45.000. La o conversie cam de 9.300 de euro. Ok. Deci, dacă dai o mașină la schimb prin Rabla Plus, practic mai e încă 1.500. 1.500 cu 9.500. Da, ok. E, yeah, sunt ceva, da, bani. Ce ai zis că asta e 36? Ce are în plus față 26. De 26? 26. Față de variantă de bază, plasticul ăsta, deci portul ăsta e ăla era ceva simplu, nu mai știu, negru, simplu. Arată mult mai mișto ăsta. Da. Încălzire în scaune, încălzire, da, în parbriz. Bun. Lane assist cred că vine standard, nu știu sigur. Climă. Cameră. Mai e bun. Da. Ce cameră mică, da, are. Da, da, da. Dar se vede bine. Bă, dar ăsta e un display, adică în momentul în care era pe... Ce era înainte? Ia pune-l înapoi. Era pe media. Îmi zicea că doar asta face, dar display-ul ăla chiar, da, îți prezintă, da, 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 mai multe, da, informații. Poți să suni, poți să... Adică da, e, tare. E foarte facil. Este foarte facil, ai setările mașinii. Bun, tare asta. Da. Da. Și încă un aspect referitor, da, la partea de entertainment. A, ce zici, îmi ziceai, că vorbeam de câți bani a costat mașina? De dotări. Nu vine standard cu voice control sau ce? Nu, cu volan de piele, a, și comenzi în 2020. Am înțeles. Deci ea vine fără, da, comenzi. Da, fără. Și de acolo diferența de bani. 3.600 de euro în plus. Mai poți să pui ceva în plus la mai puteai să pui mașina are doar două boxe în loc de 6, fără vreun sistem audio, okay, anume, pur și simplu 4 boxe în plus. Un sistem de sunet prin care la viteze mici se aude în exterior astfel încât să avertizeze, okay, eventualii pietoni. Și asta e o problemă cu pietoni la, da, viteze mici. Da, și eu am lovit, da, de asta, mai ales dacă mergi într-o zonă în care, da, e foarte multă lume. Sincer, aia nici nu mi-ar fi plăcut. Îmi place să, da, așa. Să undercover, ai... sleeper. Da. Da, chiar. Te trezești în spate cu mașina. Da, și fast charge. Mașina n-are fast charge. Ce înseamnă fast charge pentru e-app? E-app. Mașina suportă, din câte știu eu, 40 de kWh. Adică o stație de încărcare, nu foarte rapidă, dar la 40 de kWh încarci cam un... Nu știu sigur, că nu prea se leagă calculele cu bateria mașinii. Mă rog, undeva pe la 2 ore. Deci, teoretic vorbind, dacă vorbim de fast charge, poți să încarci mașina asta la o stație de încărcare în 2 ore. La fast charge, da. Fără fast charge, la 6 ore... La o încărcare de 7-10 kW depinde de stație. Adică oarecum de 3 ori mai mult. Cam da. Dar, având în vedere faptul că ai un range de bun simț, da, o fost lăsești la priză normală acum, nu? Exact, da. Stând la curte, avem un garaj, o băgăm seara în priză, o lăsăm peste noapte. N-am avut niciodată probleme cu range-ul. Deci, teoretic, mașina își face treaba și când se întoarce, intră, clar, la garaj și se, clar, încarcă. Clar, chiar la 2-3, uneori 4 zile. A, deci nu e chiar... Da. Bun, și acum ajungem la partea interesantă. Când vine vorba despre modelul ăsta, mi-ai făcut un calcul foarte interesant referitor la partea financiară. Dar hai să o luăm așa. Deci, ai scăzut cât a costat mașina asta? Câți bani ai plătit tu pentru ea? 14.500. Și acum vine partea interesantă referitoare la amortizarea investiției. Înainte de mașina asta, tatăl tău îmi zicea că conducea o Skoda care se ducea undeva la 10%. A, da. Asta, da, înseamnă undeva la 50 și ceva de lei per 100 de kilometri. Cel puțin băga numai benzină 100 plus. Ok, și hai să facem atunci ai vreo 6 lei. 6, da, și... Da, mă rog, asta înseamnă 6, 60 de lei pe 100. Da. Dar ți-ai făcut un calcul pe săptămână, nu? Sau pe lună? Pe lună. Acum el băga de cam de 700 de lei pe lună. 700 de lei pe lună, da? Ok. 700 uneori chiar 800.
Electricitatea la planul tarifar de 0,507 lei pe kilowattoră. Mașina pe lună ne costă 150 de lei. Mamă, să-mi bag picioarele. Deci 150 da. De lei din punct de vedere a încărcării. Și asta da. Înseamnă că economisești undeva la 150 de euro cam pe da. Lună. Dacă e în leasing, cam asta poate să fie rata mașinii. Deci asta mi se pare cea mai tare chestie din punct de vedere a mașinilor electrice. Dacă faci un calcul de genul ăsta și tu îmi zici că dacă faci lunar 1000 de kilometri, da. Asta înseamnă undeva la 12.000, 15.000 de kilometri pe an. Da, da. Strict din combustibil, tu poți să-ți plătești mașina și la da. Final, teoretic, rămâi cu mașina. Da, da. Asta este plus important. Confortul de a avea o mașină nouă. E un punct de vedere ăsta. Da. Hai să luăm din punct de vedere că îmi povesteai despre faptul că ai o mașină nouă. Povestește un pic din celălalt aspect, din punct de vedere a serviciului, pentru că mi se pare și asta un aspect important, cel puțin când am avut ceva probleme cu e-Golf-ul. N-a fost neapărat cea mai rapidă modalitate de comunicare cu cei de la Volkswagen, pentru că, 1. Dacă am mers în orice serviciu cu mașina când au văzut că e electrică, out. Direct, okay, zici că intram da. Cu pușca la ei, nu știu frate, nu știu ce are. Okay, drept da. E că avea o problemă mașina, după aia am ajuns la concluzie că era doar o problemă de soft, rămăsese în urmă softul și nu recunoștea toate încărcările, toate da, stațiile da, da, de încărcare. Da, mai auzit. Și după care a ajuns mașina la service, da, povestește-mi tu ce experiență ai până acum cu serviciul, dacă te-ai lovit de problema pe care eu am avut-o. Să începem partea scurtă cu reviziile care nu există. N-ai ce revizii să faci, nu trebuie să mergi o dată pe an. Asta e încă un aspect referitor la întreținere. Nu mai ai da, uleiuri, da, nu da. Mai ai da. Nimic. Doar anvelope, asigurare, ITP. Echi de frână, un antigel o dată la 2-3 ani. Când te duci la ITP, oare ce facă ea? Nu știu. O să peste fie interesant. Ani. Peste 2 ani. Nu știu. Mașina fiind nouă, știi că îți dă 3 ani la ITP. Nu știam asta. Da, la mașinile noi îți dau 3 ani ITP și după din 2 în 2 până la după 10 ani. Da. Nu știam asta cu 3. Da, legat de probleme, mașina am primit-o practic în martie și a fost tare de urgență, nu prea s-a mers cu ea, s-a mers strict până la Cora și înapoi. Normal de altfel, că evident. Nu s-a mișcat lumea. Da, și după când... Din mai am impresia că s-a ridicat, am mers puțin până prin iunie. În iunie s-a făcut cald, am vrut să dau drumul la aer condiționat. Nu făcea rece. Bă, ce naiba are, ce naiba are. Îmi zicea și tata, bă, nu face rece, nu. Mă duc la mașină, fiind electrică, nu se aude motor, nu nimic. Evident, am dat drumul la aer să văd dacă se aude compresorul, cum pleacă. Compresorul de aer nu pleca. Și asta la Vosba, când am zis direct, bă, nu pleacă compresorul, trebuie să-mi-l schimbați, ok, veniți la o diagnoză, să vedem ce are. O constatare. O constatare, exact, să vedem ce are. A fost cu mașina, acolo a trebuit să o las. A trebuit pur și simplu să o las, am lăsat, i-am întrebat, ok, o lăsați fără mașină, eu am neapărat nevoie de mașină de schimb. Au dat mașină de schimb, nu? Da, mi-au dat mașină de schimb. Și... ce mi-au dat cei de la Volkswagen, mi-au dat un voucher de 10 lei la Speed Taxi, cu care nu mi-aș jeni să mă întorc unde stau, și o ofertă la mașinile lor din flotă, cea mai ieftină pleca de la 30 de euro, Skoda Citygo cu motorul de 1 litru. Da, deci lucrare pe garanție, lucrare pe garanție. Asta mi se pare un pic science fiction, pentru că dacă vine vorba, știu că la un moment dat aveam o discuție cu colegii, niște prieteni de la Suceava, de la Darex mai exact, și îmi povesteau că se dă mașină la schimb gen în funcție de modelul de mașină cu care te duci. Adică, de exemplu, dacă vorbim despre Renault, dacă te duci cu un Talisman, o să trăiască să-ți dea o mașină de nivel Talisman. Mi se pare un pic science fiction să mergi cu o mașină de 26.000 în garanție și să pleci acasă cu mâna în fund. Da, și ce a fost cel mai amuzant e că le-am zis, ok, nu-mi dați mașină, eu mi-am mașina înapoi și când vă vine piesa, o aduc înapoi. O aduc. Având în vedere că vorbim de un aer condiționat, un compresor, care nu influențează mersul mașinii, nu poate provoca alte daune, puteam să iau lejer mașina. Și mi-am zis că, băi, nu putem să-ți dăm mașina, e imobilizată la noi, nu poți pleca.
Asta? Bă, asta e penibil. E foarte penibil. Și vorbim ca reprezentanță de cum are. Adică Volkswagen e unul dintre... Nu cred că te-ai fi lovit de asta la Skoda. Nu știu. Normal ar fi să primesc peste tot. Vorbim de garanție totuși, nu e vina mea. Deci direct s-a tăiat maioneza. Da. Bără, drept de apel, fără nimic, du-te acasă. Mașina o lași, la revedere. Da. Ca să nu mai zic că... Sincer... Și de prost gust, vorbind de reprezentanță. Recent am avut BMW-ul la Bavaria. Am primit mașina spălată, polișată, era țiplă. Asta era jegoasă în ultimul hal. Frumos cum ți-a dat ăla la oglindă, nu? Hai de mine, fără... La da, Bavaria. Da, da, da. Fără nimic, n-a fost de-aia pungă pe volan, pe scaune, nu știi cum se... Da? Nimic. Mașina jegoasă în ultimul hal. Și mă așteptam, după ce mi-a ținut atâta, bă, măcar spălată o să iau. Nu, nici atât. Asta mi se pare interesant. Dar oricum când vine vorba despre Bavaria și despre standardele Bavaria, da. Și mie mi-era de foarte multe ori drag când mergeam să-mi iau mașina, da. Că avea tot felul, era volanul îmbrăcat în punguliță din aia, din folie, avea din aia pe aici. Clar că plătești dar la un alt nivel. Dar gândește-te că deja Volkswagen se cam vrea brand premium. Și pe unele mașini, cum ar fi Touaregul nou, arată bine, arată bine. Dar deja Volkswagen nu e chiar premium, dar e sus acolo. Ar putea... Da, da, din punct de vedere a serviciilor oferite, da. Nu te supăra. Am avut la un moment dat un material, nu știu dacă ai văzut ăla cu Tiguan, cu livrare de Tiguan. L-am văzut, deci nu se poate așa ceva. Eu îmi cumpăr mașina aia, bă, o căruță de bani, frate, să intru și mașina să fie aruncat acolo la livrare, zici că era un gunoi acolo parcat. Du-te, frate, ia-ți mașina, e acolo în spate. Da, din punct de vedere, când am luat-o, a venit reprezentantul cu mine, era în hală, era, mă rog, în camera de livrare. Din punct de vedere a fost ok, deși nici atunci nu era curată. Pe bune? Era, da. Se vedea, uite, știi cum se văd urmele astea la ploaie? Da, așa era. Da, lucrurile astea, ei probabil nu-și dau seama, dar pentru noi sunt foarte importante. Ei livrează multe, știi? Contează. Și ai impresia că nu e relevant. Da. Dar în momentul în care îți achiziționezi o mașină, poate să fie aia singura mașină nouă pe care ai achiziționat-o pe parcursul unei vieți. Și ai așteptări la o experiență de acolo. Ambele Skoda pe care le-au ai mei și o mare Octavia au fost luate de noi. Și a fost altceva atunci. Așa e? Și eu am simțit asta la Skoda. La Skoda altceva. Sunt foarte... A fost altceva. Deși vorbim de același grup, până la urmă. Și vorbim de bani în plus când vine vorba de Volkswagen. Da, multicei bani. 3000 de euro la 20.000 față de... CityGo. Și vorbim de două loguri, trei loguri. Deci nu poți să zici că nu cred că e diferența mare. Singura diferență e că CityGo nu are luminile albe, are luminile verzi. Că e Skoda. Și nu știu dacă are ambiental. Asta are ambiental. A, are și ambiental. Da, bă, dar asta e... N-am înțeles cu... Plastic de... Cea mai înaltă calitate. De dubă, direct. Cea mai înaltă calitate. Ok, clasa mini, mașină mică. Da, e Volkswagen totuși. Avem... Eu aș zice 26.000, frate, băi, dă un spanac. Băi, deci avem, sunt convins că sunt foarte mulți fani Volkswagen pe canal. Și, ca și în toată România. Bă. E ieftin rău, da. Pe o Octavia 1, pe un Passat B5, da. 2005, da? Da. Bă, nu le auzi. Corect, așa. Asta e plafoniera de Golf 4. Octavia 1. Deci aceeași plafonă, băi. Da, LED-uri? Unde-s LED-urile? Nu-s LED-urile. Da, măticele. Adică, mă rog, neajunsurile sunt uneori, unele fițe, altele nu.